Domnule președinte, iată și cele două întâlniri astăzi la Cluj, pentru microregiunea Chivaciului, practic Consiliul Județean împreună cu Camera de Comerț continuă în serie acestor sesiuni. Ce rol la o aceste întâlniri pentru locuitorii din Anita, dar și pentru președintele Consiliului până la urmă? Deci trebuie la nivelul microregiunilor de dezvoltare, astăzi pe Valea Chivaciului, să stabilim proiectul sau proiectele majore care pot asigura dezvoltarea economică a zonei și creare de locuri de muncă. Dialogăm cu toți primarii din zonă, consilierii locali, consilierii județeni, parlamentarii din zonă, cu oameni de afaceri, cu specialiști în zonă. Sunt prezente și prefectura cu direcțiile deconcentrate și pe baza discuțiilor și chestionarului lansat vom stabili împreună cu Camera de Comerț și Universitatea Sibiu proiectele majore pentru zonă pe care le vom promova în perioada următoare. Le vom promova în cel cu oamenilor de afaceri din județul Sibiu, în Camera de Comerț și Industria Județului Națională și la întâlnirea care o programăm în luna iunie cu mediul economic și cu atașații economici comerciale ale principalelor la ambasade din București. Cât de important este aportul celor de care propun aceste proiecte? Este foarte important ca aceste proiecte să fie făcute și însușite de comunitate. Un proiect impus nu are rezultate și șanse de câștig. Un proiect dorit de comunitatea respectivă are toate șansele. Noi vom sprijini proiecte dorite care aduc dezvoltare pentru Valea Chivaciului. Foarte mulți la știință au abordat subiectul sau proiectul locuința. Ce se mai poate face în acest sens? Cu siguranță îl vor analiza specialiștii și vom da un răspuns public și pe acest proiect. Dar nu cred că Mocănița va aduce dezvoltarea mult dorită. Strălucirea Agnitei, Vării pentru Baciule trebuie aduse prin proiecte de dezvoltare economică, industrială, agricolă, care să creeze locuri de muncă, să aducă venituri și să asigure ocuparea forței de muncă aptă de muncă, mai ales tinerii din această zonă. Mulțumesc.